Ștefan Iovan este optimist la finalul acestui an. Fostul fundaș al Stelei privește cu încredere spre viitor și îi îndeamnă pe părinți să-și trimite cu copiii la fotbal în Ghencea. Ce își dorește Ștefan Iovan înainte acestor sărbători? În primul rând să fim sănătoși, să avem un centru foarte puternic, să lăsăm în urmă și noi ceea ce am primit de la Clubul Steaua. Momentan un centru, probabil într-un timp cât de mai scurt în viitor, o viitoare academie la fel de mare, așa cum este numele Steaua, dar momentan eu îmi doresc să fim toată lumea sănătoși, copiii să fie sănătoși, aceste lucruri pe care le facem aici să intre și în cât mai multe case, părinții să vină la Steaua pentru că avem o bază extraordinară, Steaua se mișcă, sperăm ca și echipa mare să promoveze etapă de etapă în eșaloanele superioare, să vină, avem o bază extraordinară, avem oameni care au proiecte, care vor avea grijă de copii în așa fel încât să nu dezamăgim pe nimeni și încă o dată repet, centru de copii și juniori, viitoarea academie, să devină una dintre cele mai puternice din România. Înainte de sărbători, Ștefan Iovan își dorește ca echipa de seniori să promoveze cât mai rapid în Liga 1, dar, dincolo de asta, speră ca în câțiva ani Steaua să construiască o puternică academie care să producă jucători de mare valoare. Va fi un cadou minunat în vară promovarea Stelei în Liga 2? Asta vrem cu toții, ne dorim cu toții, cu cât mai repede, cu atât mai bine, să ajungem în primul eșalon fotbalistic al României. Îndemn pe toată lumea să vină la Steaua, v-am zis că numai să vină să vadă ce bază frumoasă, stadionul ăsta e o bijuterie. Echipa mare ne dorim să promoveze etapă de etapă și an de an, în așa fel încât să readucem oamenii pe stadion, copiii la stadion, părinți și așa mai departe, pentru că este cel mai mare nume din fotbal românesc. E un deziderat al dumneavoastră ca în câțiva ani această Academie a Stelei să dea mulți jucători primei echipe? Sper să promovăm cât mai mulți jucători. Steaua a avut performanțe ca și celelalte academii din Europa și noi v-am spus că ne dorim și o să avem și sprijinul clubului și al tuturor factorilor care sunt implicate în acest fenomen fotbalul, în așa fel încât echipa să redevină cunoscută și în Europa, nu numai în România, cu proprii jucători din propria academie.